Salut prieten, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom face un XP Custom cu Nlight care să cuprindă driverele pentru AHCI și pentru RAID. În cazul nostru vom face un XP care să cuprindă driverele de la Intel și pentru controllerul G-Micron de la Gigabyte, care îl folosesc ei pentru RAID. Vreau să specific că este vorba de RAID-ul integrat pe placa de bază, care nu este un controller 100%, este cam pe jumate un controller, aș putea să-i spun. Se folosește și de puterea procesorului, în oarecare măsură. Probabil mulți dintre voi știu ce e RAID, probabil mulți dintre voi nu știu. Vreau să vă zic că RAID-ul este în general folosit pentru servere, dar este folosit și pentru desktop pentru a crește performanța de citire sau scriere a stocării, adică a hardului în cazul nostru. Pentru mulți dintre voi, Nlight-ul ar trebui să fie ceva cunoscut dacă ați urmărit tutorialul nostru anterior. Dacă nu, eu o să vă mai arăt toată cum se instalează, nu că îl instalez eu acum, doar vă arăt de unde îl luați. Scrieți pe Google Nlight, dați pe primul rezultat, aici vă duceți frumos pe Download și luați prima versiune, apăsați pe 1, 2 sau 3. Înainte să-l instalați, o să trebuiască să instalați altceva, și anume Net Framework. Vă duceți frumos pe Net Framework, aveți aici două versiuni, versiunea pentru 64 de biți X64 și versiunea pentru 32 de biți este X86. Da? Mulți dintre voi, majoritatea, au X86, da? Dacă știți, nu știți ce aveți, înseamnă că aveți pe 32 de biți și luați pe ăsta primul. Deci, prima oară îl instalați pe ăsta, o să vă trimeată, o să dau și-o pe link-ul ăsta să vedeți. O să ne trimeată pe site-ul Microsoft și apăsați frumos butonașul ăsta de aici, download, și o să-l downloadați și-l instalați. După aceea, instalați Nlight-ul, da? Și trebuie să mai aveți, închidem browserul, trebuie să aveți și un XP, eu am pregătit un XP aici, avem un XP. Cum procedăm? Acum avem XP-ul. Trebuie să-l deschidem cu ceva, da? Îi dăm frumos click dreapta. În cazul nostru ar fi bine să avem Power ISO. Este cel mai bun Power ISO. Ne ducem frumos Open with Power ISO. Așa. Aici trebuie să-l extragem XP-ul acum. Ne ducem în folder unde îl avem pe desktop și facem aici un folder și zicem extras. Deci XP-ul extras, îl avem, o să-l avem un folder ăsta. Și ne ducem frumos aici, extract, ne ducem aici, căutăm calea respectivă, ne ducem pe XP și pe folderul extras, îl selectăm, dăm OK, este bifat all files, este în regulă, dăm OK și o să se extragă acum. Tutorialul ăsta îl fac, o să fie de folos foarte mult pentru cei care își cumpără în perioada asta laptopuri și au acolo o configurație AHCI. Toate laptopurile de câteva luni au această configurație. Nu știu de ce este făcută neapărat, că AHCI-ul nu oferă neapărat un mare spor de performanță. Singura chestie la care mă gândesc eu pentru ce ar face ei chestia asta cu configurarea HCI a hardurilor din BIOS este ca să forțeze cumva trecerea la Windows Vista. XP-ul nu are driverele integrate și tocmai de aceea noi o să le integrăm acum și o să puteți lejer să instalați pe laptop, pe configurația HCI, o să puteți să instalați XP-ul fără niciun fel de problemă. Acum am terminat treaba cu Power ISO, îl închidem. Ne ducem frumos pe Nlight, îl deschidem.
s-a deschis în Light-ul, dăm Next și acum mergem frumos, dăm Browse pe folderul unde avem extras noi XP-ul, da? Unde scrie extras, aici l-am extras, dăm OK. El o să, uitați, l-a și găsit deja, este Windows XP profesional, Language United States, Service Pack 3, versiune, mă rog. Dăm frumos Next. Acum, bineînțeles, trebuie să avem driverele și noi nu le avem. Trebuie să facem rost de ele. De unde le facem rost? Mulți le avem pe discul de instalare, dar mai bine trebuie să reluăm după net ultimele versiuni. Așa că punem ăsta în bară, deschidem din nou browserul și mergem pe producătorul plăcii noastre de bază. În cazul meu este Gigabyte. Gigabyte, primul rezultat, uitați-vă un pic și voi, deja că navigați la net, ar fi bine să vă uitați la adrese, aici este .com.ro, .com.ro, .com.tv, ăsta e Taiwan, mă rog, ăsta este site-ul original și aici găsim cele mai noi versiuni de drivere și de toate cele. Mergem frumos pe motherboard. Bineînțeles că se mișcă mai greu, că e tocmai în Taiwan site-ul ăsta și este destul de accesat. Așteptăm. În sfârșit au încărcat și ei. Aici product list, alegem sochetul, eu la placa de bază am socket 775, majoritatea care aveți dual core, core duo, quad core, mă rog, aveți 775, dăm pe el. Și aici ne alegem ori de la chipset, da? Ori produsul direct. Eu, de exemplu, am placa asta, GA EP35C DS3R. Dăm pe ea. Aici ne ducem frumos pe driver și după aceea dăm mai în jos audio, chipset, nu ne interesează, LAN nu ne interesează, aici la SATA RAID ne interesează pe noi. Și dacă vă uitați atent, sunt mai multe feluri de drivere, nu știți ce să luați în prima fază, vă spun eu, o luați prin eliminare. În primul rând, vă uitați frumos care e numai pentru 64 de biți, ăsta, de exemplu, din start, n-avem ce să căutăm cu el, ăsta la fel. Și după aceea ne uităm, ne trebuie driver preinstall, pentru că, de ce? Hai să vă explic. În momentul în care noi facem o, hai să vorbim despre RAID, da? Aceeași discuție poate să fie și despre AHC. Da, vorbesc despre RAID, că e un pic mai complex și cuprinde și oarecum AHC. O aceeași chestie și pentru AHC. În momentul în care voi aveți două harduri, da, și vă hotărâți să faceți, de exemplu, un RAID 0. RAID 0 ce înseamnă? Înseamnă folosirea a două harduri simultan. În momentul în care se face scrierea, se face... Imaginați-vă că aveți un film, filmul e împărțit, controllerul împarte în foarte multe bucățele și o bucățică pe un hard, o bucățică pe un hard, una pe un hard, una pe un hard, exact cum e chestia aia, una mie, una ție, una mie, una ție. Și în felul ăsta se scrie foarte repede și mai ales se citește extrem de repede. Teoretic, cu un controller bun, viteza de citire ar trebui să însumeze viteza celor două harduri. Adică, dacă noi avem câte 100 de mega pe secundă rată de transfer pe hard, la un RAID 0, teoretic, ar trebui să avem 200 de mega pe secundă. În momentul în care facem un RAID 0, se scrie, v-am arătat, o fâșie, se numește RAID Stripe ăsta, da? RAID-ul 0. Se scrie o fâșie pe un hard, o fâșie pe un hard, o fâșie pe un hard, una pe un hard. Și dacă luăm hardurile separat, n-au absolut nicio valoare. Au pe ele o informație absolut nefolositoare. Ele pot să lucreze doar împreună și atât, în momentul în care faceți RAID 0.
RAID 1 e cu totul altceva. RAID 1 este aceeași informație să scrie pe ambele harduri și este folosit mai mult pentru redundanță, adică pentru siguranța datelor. Să zicem că vi se strică un hard, vă rămâne al doilea și merge fără probleme și în timp, bineînțeles, se poate reconstrui matricea din nou. Sunt mai multe feluri de hard, de RAID, mai e RAID 3, RAID 5, RAID 4, RAID 6, RAID 10 și alte feluri de RAID-uri un pic mai exotice, dar nu o să intrăm în amănunte. În principiu, un controller de ăsta după placa de bază oferă cam două tipuri de, în mare așa, RAID 0 și RAID 1. V-am povestit despre ele. RAID 0 este pentru performanță, pentru viteză foarte mare de transfer, iar RAID 1 este pentru siguranță, pentru redundanță. Acum ce luăm noi? Nouă ne trebuie doar preinstal driver. După cum vedeți aici, avem Gigabyte SATA RAID driver și Intel ICH9 ICH10R. Deci, la placa mea de bază am două opțiuni de a face RAID. Odată cu controller G Micron, este un chip G Micron care este integrat de cei de la Gigabyte și au spus ei că au performanță mai bună decât RAID-ul făcut pe Southbridge-ul de la Intel. Ca să vă spun ce e la Southbridge, în principiu, o placă de bază are un chipset. Chipsetul este format din două principale componente, bineînțeles că mai sunt și altele, dar principal este Northbridge, care este lângă procesor, și Southbridge, care este un pic mai în jos, lângă porturile PCI sau lângă SATA. Cu hardurile și cu PCI-urile și cu alte alea se ocupă Southbridge-ul și Intel mai nou a introdus în chipseturile pentru plăcile mai răsărite, au introdus R-ul ăsta la sfârșit, dacă vă uitați, ICHR. R-ul ăsta vine de la RAID. Întotdeauna când o să vă luați o placă de bază, uitați-vă dacă, bineînțeles, are chipset Intel, să aibă R-ul ăsta la sfârșit, da? Noi o să luăm aici niște drivere, pe ăsta nu luăm, că e pe 64 de biți, da? O să luăm pe acesta, o să-l mai luăm pe acesta, da? Pe acesta nu-l luăm, că nu este preinstall driver, da? Nouă ne trebuie doar preinstall driver. Deci, îl luăm doar pe ăsta. Ăsta este preinstall, dar e pe 64 de biți și nu ne trebuie. Ăsta nu e preinstall, deci nu ne trebuie. Ăsta este preinstall, dar e pe 64 de biți. Și iarăși, ăsta ne trebuie, da? Deci, ăsta și cu ăsta. Haideți să începem cu ăsta de la Gigabyte. Îl downloadăm. Sper să mă înțelegeți, sper să nu vă fac capul calendar. Stai că începe asta, că a găsit el virus și dau ignor. Mamă, m-a nebunit, ignor. Hai să-l opresc mai bine. Că mă nebunește de cap. Ok. Cel mai bine îl mai downloadez odată. Hai să-l șterg și îl mai downloadez odată, că mi l-a murdărit ăsta. Așa. Acum mai downloadăm, ne întoarcem înapoi. Deci l-am downloadat pe acesta. Și acum îl mai downloadăm, am zis, preinstall driver pe 32 de biți. E foarte important, nu băgați drivere pe 64 de biți în XP-ul custom. Noi acum ce facem? Introducem niște drivere. Am putea și fără. Am putea să nu le introducem, să le punem pe o dischetă. Și în momentul când instalăm Windows, ați văzut că vă spune pentru o scurtă perioadă Press F6 to install third party driver. Tocmai de aceea este mesajul acela la început, ca să instalați driverul pentru RAID. O să vă explic de ce trebuie și driver pentru RAID. Hai să-l downloadăm și pe ăsta ca să nu uităm. Ok, l-am downloadat și pe ăsta. Acum le avem aici. Uitați aici. Hai să vedem cum procedăm cu ele. Nu le deschidem așa, pardon, mă scuzați. Le dăm Open with WinRAR. Și chestia asta, 32 de biți, o luăm frumos și o aruncăm aici.
Ok. Gestual. Și mai avem și ăsta. Open with WinRAR. Ăsta, din păcate, este... Sunt mai multe aici și nu sunt într-un folder. Tocmai de aceea o să dăm pe el click dreapta și o să dăm extract to și ne face un folder cu numele motherboard, driver, SATA, Intel, mă rog. Uitați-l aici. Le-am extras, de astea nu mai avem nevoie să ne împiedicăm de ele pe aici, le ștergem. Deci de astea două avem nevoie. Hai să-i punem și lui ăsta un nume. Îi zicem Intel 32, ca să știm. Am terminat și cu ăsta acum. De astea nu mai avem nevoie de niciunul. Închidem browserul. Haideți să vă explic acum de ce ne trebuie driver. Să o ia de la început. În momentul în care voi deschideți calculatorul, vreți să faceți o matrice RAID. Da? Aveți două harduri, pentru asta vă trebuie cel puțin două harduri la RAID 0 și la RAID 1 la fel. Le băgăm hardurile pe porturile care trebuiesc acolo, în calculator, pe două porturi SATA apropiate ar fi bine. După aceea intrăm cu, în cazul meu este Control G, în momentul în care vrem să intrăm în meniul de configurare RAID, deci după BIOS, după ce trece asta, pres del, nu știu ce, aveți un scurt timp în care puteți să apăsați Control G. Pentru Intel este Control I, mi se pare, sau nu știu exact. Oricum vă uitați în cartea de la placa de bază și intrăm în acest meniu de configurare care seamănă un pic cu BIOS. Intrăm în el, creăm matricea, îi alegem un nume, cam așa o să fie opțiunile, îi alegem un nume, după aceea ne pune să alegem hardurile, mi se pare, după aia punem fâșia la RAID 0, stripe cât să fie fâșia, în general se pune cam de 128 de biți sau de 64 de biți, depinde acum cum aveți voi, ce vreți, vreți să aveți timp de acces mic sau vreți să aveți viteză mare. Dacă vreți viteză mare, puneți fâșia mai mare, puneți și voi 128 de K, pardon, 128 de biți. După aceea o să salvați toată chestia asta și o să vreți normal să instalați Windows. Am uitat să vă spun că pierdeți tot după ambele harduri. Ideal ar fi să nu aveți nimic pe ele sau să salvați în altă parte, că o să pierdeți tot după hardurile astea. O să fie o matrice asta. De exemplu, aveți două harduri de 200 de giga, o să fie un singur hard care o să numească RAID 0 sau ce nume îi puneți voi, cu o viteză foarte mare, cu o performanță foarte bună. Și o să vreți să instalați Windows-ul automat. XP-ul nu știe de chestia asta. Deci el nu știe de SATA, de RAID, nu știe de AHCI. Vista știe și RAID știe și AHCI. I-au băgat driverele în el, dar are mai multe drivere Vista. Dar XP-ul nu știe. La începutul instalării vă zice press F6, apăsați F6 pentru a instala un driver special de care aveți voi nevoie ca să vadă matricea, că altfel nu o vede. Dacă nu apăsați și vreți să dați instalarea, o să vă dea o eroare și o să vă spună că nu există hard. Ca să nu vă dea eroarea, normal trebuie să instalați aceste drivere. Aveți opțiunea să le instalați după dischetă sau să le introduceți în discul de instalare al Windows-ului și nu mai trebuie să faceți altceva. Deci ele o să instaleze direct. Nu mai trebuie să aveți dischetă, nu mai trebuie să apăsați F6, nu mai trebuie să faceți absolut nimic. Tocmai de aceea le introducem. Acest XP o să vă fie de folos și când o să-l instalați pe laptop pentru configurația AHCI care este făcută default în BIOS-urile de laptop astea mai recente, v-am zis. Bineînțeles că putem să-i dăm disable, dar atunci performanțele hardului de laptop, și așa este lent un hard de laptop, are într-un caz cel mai fericit, în cazuri bune are 7200, foarte rar, are 5400,
deja sunt foarte lente, 4000 și ceva de rotații, și dacă nu instalăm pe HC, o să miște destul de prost. Așa că e o idee bună să instalăm pe configurarea a HC. Dacă vreți totuși să nu faceți ce facem noi azi, vreți să nu instalați, să nu modificați Windows-ul, vreți să nu instalați pe HC, pentru laptopurile moderne, pur și simplu intrați în BIOS și dați disable la AHCI, da? Acum haide să continuăm cu Nlight-ul, să introducem driverele. Avem driverele aici, ăsta e un folder, ăsta e un folder, dăm frumos Next aici, da? Și aici la Integrate, vedeți că avem trei chestii, noi vrem să integrăm doar drivere, da? Și mai jos la Create vrem să creăm un ISO. Da? Atâta vrem să facem noi astăzi, nu vrem să facem altceva. Vrem să introducem driverele pentru AHCI și RAID și vrem să, după cum v-am spus, să facem un disc după care să ardem un Windows. Am bifat chestiile astea, acum îi dăm Next și dăm Insert. După cum vedeți aici sus scrie Drivers, Integrate Drivers into the Installation. Dăm frumos Insert și ne alegem Multiple Driver Folder. Da? Ne ducem prima oară pe 32 de biți și dăm OK. Mai selectăm o dată aici, OK, că e un singur folder a găsit, dacă erau mai multe ne mai găseam niște foldere, îi dăm OK. Și ne-a găsit aici câteva chestii. Noi, din toate astea, bineînțeles că avem nevoie doar de unul, și anume Windows XP. Dacă vroiați să le băgați pe toate, vreți să faceți și pentru Windows 2000, puteți să le integrați și pe alea, dar eu nu vă sfătuiesc. Trebuie să lăsați bifat aici Text Mode Driver, este foarte important, nu bifați regular driver. Lăsați Text Mode Driver și selectați. Eu selectez ăsta și voi vă sfătuiți să faceți același lucru dacă faceți pentru XP. Nu cred că mai vrea cineva să se întoarcă la Windows 2000. Îi dăm OK și am introdus driverul Gmicron pentru chestia aia de la Gigabyte, pentru controllerul de la Gigabyte. Sunt doar două sloturi micuțe, au de culoare mov pe plăcile Gigabyte, doar două harduri pot să configurez în RAID acolo. Acum să trecem la cele de la Intel, da? Intel 32. Îi dăm OK, bifăm și aici, îi dăm OK și aici, după cum vedeți, sunt mai multe. Ce facem? Vă zic eu ce facem, o să le păstrăm pe toate, pentru că nu se știe niciodată pe ce sistem instalăm. Ținem control și le selectăm pe toate. Da? După cum vedeți aici, sunt pentru diferite chipseturi. ICH10D, ICH10R, ICH7M, asta e de la mobil, pentru mobile, da? Pentru de-astea mobile, cum le zice, pentru chipuri, chipseturi mobile, pardon. ICH9R, ICH8M, 8R, sunt mai multe versiuni, puteți să lăsați așa, că poate mai instalați și pe alte laptopuri. Dăm OK și, după cum vedeți, le-a introdus și pe acestea, da? Dăm Next. Aici ne întreabă Do you want to start the process? Îi dăm Yes și începe să ne modifice Windows-ul. Așteptăm. E bine să lăsați prioritate normal, e bine să nu umblați aici în timp ce lucrează. Nu o să dureze prea mult când integrați drivere. După cum vedeți, a terminat total size. A ieșit de 634 de mega Windows-ul ăsta. Drivere integrate 0,22 mega. Nu a avut mult. Și instalarea a crescut cu 0,62 mega. Foarte puțin. Dar sunt drivere vitale pentru ce ne trebuie nou. Dăm Next. Aici, dacă vreți, puteți să ardeți direct. Eu nu vă sfătuiesc. Lăsați Create Image. Aici îi dați o etichetă dacă vreți. Dăm frumos și noi WinXP AHCI și RAID.
Advance ISO Engine lăsăm pe default cel mai bine. Aici dăm Make ISO. Dăm și aici un nume, Windows Win XP. AHCI RAID. Și ne ducem într-un loc undeva unde vrem noi să salvăm, ne ducem pe desktop și îl punem aici pe desktop undeva, hai să-l punem aici, da? Lângă XP-ul celălalt. Dăm Save și începe să se prepare procesul, da? Începe să iasă Windows-ul. V-am spus, este foarte important să avem driver. Dacă nu avem driver și vrem să instalăm un XP pe laptop, o să ne dea o mare eroare. Și tocmai de aceea, mulți se sperie, spun că, domne, nu merge să instalezi XP pe laptop. Nu este adevărat, merge să instalezi XP pe absolut orice calculator, atât timp cât are memorie, procesor, hard și ce mai trebuie lui pe acolo, placă video. Poți să instalezi pe absolut orice. Nu mai ascultați la toată lumea, nu vă mai uitați în gura la toți neștiutorii. Toată treaba este de la AHCI. Tocmai de aceea au făcut ei ca să forțeze, după părerea mea, probabil or fi alte motive, să forțeze un pic trecerea la Vista. Pentru că Vista, v-am zis, are deja integrat și drivere de AHCI și de RAID pentru diferite controlere, pentru... Și XP-ul are pentru anumite controlere, dar nu are pentru ce ne trebuie nou acum. N-are pentru chipseturile astea Intel noi, n-are pentru G-Micron, n-are pentru altele. Probabil o avea pentru controlere mai sofisticate. Pentru astea nu are. Și tocmai de aceea le-am integrat noi chiar acum. De acum încolo am terminat, dăm Next și Finish. După aceea, uitați-vă aici, în XP, aici avem tocmai XP-ul care l-am terminat, l-am făcut de la A la Z. Ca să-l inscripționăm, putem să-l inscripționăm cu orice, cu absolut orice. De preferat ar fi să-l inscripționăm cu Nero, tocmai de aceea o să mă duc pe Nero, unde ești Nero, 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 Nero. Așa, Nero și ne ducem frumos pe Nero Burning ROM. Deschideți Nero Burning ROM. Eu am un Nero 9, de ăsta mai modern și interfața e cam ciudățică un pic. O să vi-l prezint și vouă într-un tutorial viitor. L-am instalat și eu ca să mă obișnuiesc cu el. O să vi se deschidă fereastra asta la Nero Burning. O închideți, n-aveți treabă cu ea. Este o fereastră Wizard. Noi o să ne ducem frumos aici la... unde ne ducem, la recorder, da? Și dăm burn image. Deci asta trebuie să facem noi, nu burn data, nu burn, nu copy, nu nimic. Burn image. Asta facem acum. Ne ducem pe desktop, ne ducem pe XP și Win XP AHCI RAID și dăm open. După aceea fixăm viteza, bineînțeles cea mai mică, nu vă grăbiți, vă rog eu, deci nu vă grăbiți în momentul în care ardeți așa ceva, pentru că o să vă pară rău mai târziu. Nu o să câștigați mare timp, vă spun eu, o să câștigați 2, 3, 5 minute maxim, vă rog eu să ardeți pe cea mai mică viteză disponibilă, adică în cazul nostru 4X. Nu e 4X pentru că n-am disc, stați un pic să bașu un disc. Mă scuzați că am uitat să bag disc. O să vedeți că dacă bag un disc, viteza nu o să mai fie 4X minimă, o să fie 16X. Trebuie să bag neapărat disc ca să vedeți și voi. Așteptăm un pic să citească discul. Mi-apare asta, îi dă închidem. Uite, după cum vedeți, avem cea mai mică viteză acum, 16X, da? Deci nu mai avem, nu mai avem 4X, 4X era pentru DVD-uri cea mai mică, 16X. Aici lăsăm pe Write, aici lăsăm pe Finalizare, aici lăsăm pe Superlink, nu dați altceva, alte opțiuni aici, Disk at Once, deci să ardă toată imaginea odată, să nu ardă Track at once sau mai aveți și alte opțiuni. Nu, disk at once.
și după aceea, bineînțeles, îi dați burn, da? Și s-a terminat. După aceea, foarte frumos, instalați pe laptop, instalați și la prieteni pe laptop, fără niciun fel de problemă. Nu mi-a venit să cred chestia asta, m-am hotărât să o fac. Am trecut într-un magazin, am trecut și am văzut niște vânzători cum sfătuiau, vreau două femei să-și cumpere un laptop și acum zicea că, domne, vreau să instalez XP pe ele. Și vânzătorul, cu un aer de meseriaș, cu un aer de profesionist, le spunea că, din păcate, doamnă, nu se poate instala XP pe laptopuri, pentru că sunt foarte avansate, sunt foarte sofisticate și numai Vista merge, XP nu mai merge, XP a îmbătrânit, nu știu de ce nu mai merge, ce explicații o fi avut el. Total greșit, merge pe orice calculator să instalați XP, absolut orice calculator, dacă vă puneți mintea, probabil instalați și pe calculatoare de alea vechi de acum 100 de ani XP-ul, doar că trebuie făcute câteva modificări la el. El în general este programat XP-ul să nu accepte mai puțin de 256 mega memorie. Se poate modifica tot cu Enlight-ul să-i scoți limitările astea și tot așa minim nu știu cât 8 GB parcă de hard minim să aibă, puteți să-i scoate și chestia asta. Deci să poți scoate limitările astea foarte frumos și instalați pe absolut orice fără niciun fel de problemă. Chestia e să aveți puțină răbdare, să vă uitați bine după setări și să fiți isteți. Eu vă mulțumesc, sper că o să vă folosească tutorialul ăsta, cu siguranță proprietarilor de laptopuri cu bătăi de cap o să le folosească foarte mult acest tutorial. Este destul de ușor, dacă urmați pașii pe care i-am făcut eu, o să vă fie foarte simplu să introduceți. Acum, pentru fiecare, vă dați seama, fiecare are cât un laptop, uite, vă dau un exemplu, nu știu, aveți Asus, aveți alte plăci de bază, alte laptopuri, bineînțeles, vă duceți pe producătorul plăcii voastre de bază, să zicem că, nu știu, aveți Asus. Haideți să încercăm să mergem și la Asus. Da? Asus, nu .ro, da? Deci nu mai vă duceți pe .ro, că nu găsiți nimic niciodată pe la .ro. .ro-ul e făcut doar așa, sunt niște copii, mă rog, ale, nu știu ce să le zic, dați frumos pe global, da? Ca să găsiți într-adevăr drivere, că pe România nu găsiți nimic. După aceea trebuie să vă duceți pe o placă de bază pe aici, să vedem produse. Ne ducem frumos pe motherboard. Așteptăm să încarce, bineînțeles, un site ca al celor de la Asus este destul de solicitat, destul de încărcat. Și aici ne alegem, bineînțeles, socketul, după cum ați văzut că am ales și mai devreme la Gigabyte, ne alegem socketul, în cazul nostru 775. Socketul este aceea chestie unde intră procesorul, ăla este socketul, priza, socket, aia înseamnă socket în engleză. Ne ducem pe Intel. Eu, de exemplu, mi-am luat zilele trecute o placă. O să-i fac și o prezentare. O să vă arăt ce șmecherie are pe ea. Foarte interesantă. Pe chipsetul P43. Și placa mea este P5QL Pro. Da? Și ne ducem frumos pe download. Vreau să vă arăt doar așa, pentru că la această placă nu are, am fost dezamăgit, nu are nici RAID, nu are nici HCI, nu are absolut nimic. Vreau doar să vă arăt calea înspre drivere. Da, ne apare și o chestie pe aici, o închidem. Și aici selectați sistemul de operare, Windows XP. Și aici, după cum vedeți, vă dă toate driverele. Aici ar trebui să fie la SATA, asta nu are pentru că nu există, da? Și aveți aici driver, îi dați frumos download și faceți exact chestia pe care am făcut-o eu mai devreme.
Acum să presupunem că este altă placă de bază, hai să mergem la o placă de la Asus mai sofisticată. Mai mergem o dată pe Asus aici. Ia să mergem pe ia, specificații, să vedem dacă are storage. Ah, uitați, Intel Matrix Storage, RAID 1, RAID 0, 1, 5 și 10. Oh, ne-ai mai pomenit. Atunci hai să dăm pe o pagină înapoi și dăm frumos pe download. Să vă arăt de unde luați, de la Asus, de exemplu, driver. Iarna apar ferestre de astea enervante. Selectăm sistemul de operare, Windows XP. Și aici sunt driverele, da? Mergem aici pe unde mergem, Others. Ia să vedem ce are la Others aici. Uitați. Gmicron, SATA RAID driver, da? Și mai avem Intel RAID driver. Deci, super tare, reluați, da? Și aceeași chestie ca și mai devreme. Puteți să vă duceți și pe la chipset să vă uitați, să vedeți ce mai găsiți și pe aici. Intel chipset. Da. Mă rog, deci ați văzut, acolo erau pentru ce v-am arătat mai devreme, aici la Others, erau cele pentru RAID. Le luați și voi de aici și după cum văd eu dimensiunile, că sunt cam mari, probabil au executabil și este posibil să aibă driverul pe undeva prin untru într-un folderaș, da? Driverele text care vă trebuie vouă. Și aici la fel, la Gmicron. Eu le-am luat direct, driverele care au fost necesare, dar voi o să le găsiți în foldere pe acolo. O să le găsească singur Enlight-ul. Dați frumos, v-am arătat cum opțiunea a doua, acolo când băgați driverele și o să vă ia toate folderele la rând, o să le ia și o să vi le arate. Cam atâta, o să vă aș putea să vă arăt pentru mai mulți producători de bază, de plăci de bază, dar pierdem vremea. Este foarte simplu, chestia e să fiți atenți, să aveți mare atenție, să nu vă grăbiți, pentru că sigur o să găsiți ce căutați. Urmați cu atenție pașii pe care i-am parcurs eu în tutorial și cu siguranță o să vă iasă și o să vă faceți configurații RAID. Încă ceva înainte să termin, vreau să vă spun că dacă vă faceți un RAID 0, o să aveți performanță foarte mare, dar siguranță destul de mică și destul de șubredă siguranța, pentru că dacă vă puneți, să zicem, două harduri de 500, vi le puneți în RAID, o să aveți o matrice de 1 tera cu o viteză foarte mare, cu o performanță foarte bună, dar din păcate un hard este de ajuns să cadă, să se aleagă praful de tot. Este performanță, dar și riscuri foarte mari. Pentru asta ar trebui să faceți un RAID 10, este vorba de, are mai multe configurații RAID 10, ori sunt două RAID 1 unite într-un RAID 0, ori două RAID 0 unite printr-un RAID 1. Dar probabil că v-am făcut capul calendar astăzi, o să mai vorbim despre RAID, o să vă arăt și cum să face un RAID din BIOS, o să vă arăt și cum se lucrează cu niște controlere de RAID mai speciale. Cam atât a fost pentru azi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro și vă mai aștept bineînțeles și altă dată. La revedere!